Un regizor de film de origine austriacă este acuzat că a produs un film despre pedofilie în care câțiva minori au apărut dezbrăcați sau în scene violente. Scenele au fost filmate în județul Satu Mare în urma unui casting despre care autoritățile locale nu au fost informate. Pelicula prezintă povestea unui profesor de judo cu înclinații spre pedofilie care vine în România pentru a preda lecții copiilor. Regizorul Ulrich Seidel, un bărbat de 69 de ani, este acuzat că a produs un film despre pedofilie în anul 2019 în Satu Mare. Pelicula intitulată Sparta prezintă povestea unui profesor de judo cu înclinații spre pedofilie. În film au fost implicați 7 minori cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani, care ar fi apărut dezbrăcați sau în scene violente. Părinților li s-a spus mai întâi că este vorba despre un film legat de fotbal, apoi de un film cu judo, despre un film cu doi frați, nici de cum ceva legat de pedofilie. Copiii au trebuit să participe la scene care ilustrau acest subiect. Minorul, copilul în cauză, era mândru la acea vreme și le povestea copiilor de la școală că joacă într-un film în care trebuie să se bată și era o vedetă. Jurnalistul independent Delia Marinescu a aflat și o parte din scenele la care copiii au fost supuși. Unul dintre copii, care la momentul filmărilor avea 10 ani, povestește că era la un duș care se afla într-o școală dezafectată și în acea scenă actorul principal al filmului, care este un actor profesionist austriac, era complet dezbrăcat și se rădea în părțile intime, citez, și acesta l-a întrebat și pe copil dacă nu vrea să se dezbrace de tot, copilul a refuzat. Cei de la Protecția Copilului s-au autosesizat și fac acum cercetări alături de procurorii de ICOT și Ministerul Culturii a intervenit în acest caz. Eu cred că cel mai bun lucru care trebuie să urmeze acum este o acțiune în justiție pentru repararea acestor daune morale extrem de importante. Va trebui probabil să fim contactați de aceste familii, să vedem, Ministerul Culturii nu are neapărat o linie de finanțare pentru așa ceva, cu certitudine există apărători din oficiu. Filmul urmează să fie difuzat pentru prima dată pe 9 septembrie în cadrul Festivalului Internațional de Film din Toronto. Regizorul de 69 de ani, Ulrich Seidel, de origine austriacă, a realizat în trecut mai multe filme, precum Noapte bună, mami, peliculă în care este prezentată povestea unor frați gemeni, a căror mama a trecut prin mai multe operații estetice, însă sub bandaje se află o persoană pe care copiii nu o recunosc, sau filmul Paradisul, Credința, în care este prezentată povestea unei femei care folosește autopedepsirea violentă ca parte a credinței ei.